Așa cum am promis, ne-am întors, iar următoarea invitată pe care o veți cunoaște, ați mai cunoscut-o de-a lungul timpului, pentru că numele ei a fost pronunțat de foarte multe ori. Ei bine, o și cunoaștem personal în această dimineață pe Ava, o artistă foarte interesantă, colorată și plină de viață. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună dimineața, bine te-am găsit și mulțumesc de invitație! Așteptam să te cunosc, pentru că de-a lungul timpului ne-au trecut pragul foarte mulți artiști care aveau piese semnate de tine și ți-au tot menționat numele de-a lungul timpului, dar nu știam cine este Ava. Mă bucur să aud acest lucru. Mă simt privilegiată să compun, să dau mai departe această artă sub toate formele ei. Am înțeles că pasiunea ta este una destul de extinsă, pe lângă faptul că tu cânți, predai și compui. Sunt foarte multe lucruri destul de complicate. Am ales să pătrund toate ramurile muzicii, pentru că nu m-am putut hotărâ la una. Pentru mine muzica este tot și atunci am zis de ce să nu o fac 360 de grade. Bineînțeles, în măsura în care îmi permite timpul și în care pot să dau tot ce e mai bun pe fiecare latură, ca să zic așa. Știu că ai o piesă și cu Miru, care și ea ne-a vizitat și cam atunci am auzit prima dată numele tău pronunțat în această emisiune. Da, Copilăria. Și pornind din copilărie, cum ai descoperit muzica? Ai avut pe cineva în familie care te-a inspirat să mergi pe acest drum sau... Totdeauna am spus că m-a ales muzica pe mine, pentru că de la primele zile ale mele eu am cântat, bineînțeles, sub formă de plâns la început, după care a derivat într-un job. Am început în adolescență să fiu conștientă de vocea mea. Am muncit singură, în casă, în dormitorul meu, acolo era scena mea, aveam și bilete pe care le dădeam la intrare. Și mă ajutam de un spray să simulez că am un microfon și că am un public, adică mă simțeam ca pe scenă. După care am început să o fac serios, am venit la București, la un club de copii, unde se făcea curs de muzică și de acolo au început toate colaborările în timp. Până acum cu cine ai colaborat? Am auzit ceva nume sonore în CV-ul tău, Andra, Smiley? Eu la 19 ani am început să cânt cover-uri cu o trupă de cover-uri Tonic Band. Ei au fost primii care m-au descoperit, dar înainte de asta am avut un single care a avut 1 milion de vizualizări atunci, acum 8 ani, sub numele de scenă Eila, derivat de la Mihaela, pentru că pe mine mă cheamă Andreea Mihaela. Ulterior mi-am schimbat numele Nava. Acela a fost primul succes al meu ca vizualizări, pentru că încă nu era... moda asta cu online-ul și cumva n-am fost conștientă de milionul acela de vizualizări, l-am lăsat în pace, am început să cânt cover-uri, mi-am câștigat existența timp de 3-4 ani sub această formă în timp ce eram și studentă la facultate, dar mi-am dat seama că vreau să-mi cânt muzica mea, oricât de greu ar fi, pentru că este foarte greu. În primul rând trebuie să fiu autentic, trebuie să vii cu ceva nou pe piață și lupta e destul de mare. Mai ales lupta cu tine. Și atunci au început colaborările ca backing, să intru în lumea asta, în mainstream-ului. Am început cu Loredana Groza, după care Delia, Smiley, timp de 6 ani, și în timpul ăsta am cântat și cu Andra, o perioadă de 3 luni. Mai am Antonia, Velea, am avut o colaborare cu Damian Drăghici pe albumul M Culture, îi mulțumesc pe această cale. Încerc să-mi aduc aminte. Sore, Feli. Și cea mai recentă colaborare ar fi cea cu Connector, nu? Cea mai recentă colaborare este cea cu Connector, dar din alt unghi, acum sunt artistul Ava, nu mai sunt nici backing-ul, nici componenta unei trupe de cover-uri. În sfârșit am reușit să intru pe drumul meu. După ce am avut o perioadă în care am învățat și le-am făcut pe toate și îmi pare foarte bine că am ales toate aceste căi, pentru că altfel nu ajungeam să mă descoper pe mine ca artist. Am avut de învățat de la fiecare, le mulțumesc fiecăruia în parte. Dacă se uită acum, dacă nu le transmit energetic, dar sper să se uite. Și așa am ajuns astăzi la Ava, la 29 de ani. Mulți înainte! Mulțumesc la fel! Piesa chiar a fost lansată pe 24 februarie de ziua mea. Ce drăguț, ești născută de dragobete! De dragobete, foarte da! Foarte tare! Și sunt privilegiată că am trecut prin aceste etape. N-au fost deloc ușoare, dar m-au adus în punctul ăsta. Au fost practic cu multe emoții, așa cum spune și această colaborare cu Connector. Această piesă reprezintă un scurt rezumat al vieții mele.
dar din punctul de vedere al femeii, Ava, care de la copil a ajuns adolescent, acum e femeie la 29 de ani. Și în ianuarie anul trecut, colegul meu Mihai Grecan, tot cânta niște acorduri, am intrat în studio și am zis vreau să trag un ghid. N-am cum să uit treaba asta, că a fost foarte frumos. Și ghidul, de fapt, e ceea ce ați auzit voi acum, pentru că a venit cu tot cu versuri. Nu mi s-a mai întâmplat chestia asta. Foarte de obicei stai, asculți instrumentalul, știi și tu cum e. Și cam asta a fost cu piesa Emoții. Pur și simplu a ieșit o emoție cu tot cu versuri, adică... Păi hai să și ascultăm această emoție cu tot cu versuri și să revenim în platou să-mi povestești și despre clip și aș vrea să-mi povestești după și despre școala ta de canto, pentru că ai decis să dai mai departe tot ceea ce ai învățat. Așa că o ascultăm pe Ava în colaborare cu Connector, ascultăm piesa Emoții și revenim aici în platou. Ava, aș vrea să te întreb cum reacționează piața muzicală din România la o melodie în care chiar se cântă? Pentru că de-a lungul timpului au apărut foarte multe artiști care cântă mai puțin sau mai mult. A apărut și zona asta de trap în care mai mult se vorbește și uite că tu cânți și în ce fel. Mi se pare foarte complex stilul tău. Mă duc cumva contra valului. S-ar putea să mă ud. Știi? S-ar putea să mă stropesc, dar... Nu cred că am altceva de făcut decât să-mi ascult instinctul artistului, al omului. Am avut un feedback foarte bun organic, adică toți oamenii mi-au zis că în sfârșit se scoate ceva autentic și că nu țin cont de modă sau de stil, că îmi creez propriu stil. Eu sunt fană trap soul, R&B, ascult foarte mult R&B. Îmi place mult, de exemplu, Whitney Houston, Mariah Carey. Cu ele am crescut și atunci se simte și în vocea mea.
Încerc să fiu totuși modernă, să plac copiilor. De aceea cred că am și rămas la culoarea roz, că am avut un feedback foarte bun din partea copiilor. Feedback-ul a fost bun și pe canalul de YouTube se vede la comentarii acolo, dacă o să intrați o să vedeți. Mi-aș fi dorit ca atunci când eram mică și făceam ore de canto să fi avut și eu o profesoară care să-mi spună să-mi urmez instinctul. Da. Cred că asta e foarte important pentru cei care acum descoperă muzica și cred că tu reușești să le transmiți acest lucru, să aibă curajul de a fi ei înșiși. Da, pentru că le merg după propriul meu model și îmi dau seama că dacă nu vine din tine, nu va prinde niciodată. Iar noi trăim în era online-ului acum. Adică să fim serioși și să faci niște poze profi, ți-ai urcat muzica pe toate platformele online și vei avea șansa să devii viral, să devii cunoscut și să vinzi bilete. Eu tot timpul am zis că cel mai important pentru un artist e să vândă bilete. De exemplu, îmi doresc, după ce se termină această perioadă, care pe mine m-a ajutat, am luat ce e bun din ea, chiar dacă a fost grea, să vând bilete la un concert AVA. Poate la început vor veni 50 de persoane, cunoscuții. Dar ei vor veni cu câte un prieten și atunci eu ușor, ușor îmi voi forma publicul meu. Și peste 10 ani AVA o să aibă concert la Sala Palatului. Sau poate chiar mai repede, am dat acum estimativ, îmi doresc mult mai repede. Dar cred că aia e cea mai mare satisfacție, nu există mai mult de atât. Eu cred că în tine stă și un soi de modestie, pentru că am înțeles că ai o piesă deja hit internațional, Divided Love, care a avut un succes răsunător în Asia. Da. Ce s-a întâmplat cu această piesă? M-a ajuns cunoscută acolo, am semnat un contract de publicitate cu cei de acolo și acum aștept să văd rezultatele, pentru că la ei există un timp de colectare diferit față de România. Dar colegul meu tot primește mail-uri, eu nu verific mail-urile. Cumva am lansat acea piesă și n-am mai avut așteptări, adică nu vreau să mai am așteptări, pentru că atunci vin lucrurile mult mai ușor. Am și uitat de ea, adică acum că mi-ai adus aminte, zic că, da, trebuie să verificăm raportul totuși ce se întâmplă. Au alte platforme, alt YouTube. Știu că au luat-o și ca sonerie pentru ringtone-uri acolo, foarte în Asia. Care. E posibil să fie viral acolo și eu momentan să nu știu. Dar vom vedea. Dacă așteptări nu mai ai sau nu vrei să mai ai de acum înainte, planuri totuși pentru 2021, bănuiesc că ți-ai făcut câteva, nu? Să scot multă muzică. Cumva am doar muzică în cap în acest moment, de fapt de foarte mult timp. Îmi doresc foarte mult și o familie, dar cred că încă nu sunt pregătită. Pentru că am focul ăsta cu muzica, să scot cât mai multă muzică și atunci necesită timp, implicare, energie. Evident, și când voi avea copii o să iau după mine, o să iau că sunt o grămadă de în marsupiu, da? Și o să fac muzică în continuare. Până să ai familia ta proprie și personală, eu cred că ai deja o familie la școala de canto, alături de copiii pe care îi pregătești. Da, am la Music City, la școala de canto. Am foarte mulți copii talentați cu rezultate deosebite. Chiar acum câteva zile am obținut un rezultat foarte important. O să-l vedeți, este viral pe YouTube, este în trending. Și sunt foarte fericită pentru acest lucru, am muncit mult. Îmi doresc, dincolo de faptul că eu sunt artist, îmi doresc foarte mult să creez mici artiști și să le dau acest vibe că se poate orice, să nu le fie frică să scoată muzica. Noi la canto facem tehnică vocală, teorie muzicală și songwriting. Practic îi învăț și pe ei să compună. Și le dau o temă, le pun un instrumental, îi rog să se gândească la cel mai frumos lucru din viața lor. În același timp scriu și eu cu ei în paralel și am surprize plăcute să văd că rezonăm. Adică cu un copil de 9 ani să vezi cum scrie în engleză și ce expresii au, te învață ei pe tine. Mi se pare fantastic și uite, genul ăsta de abordare eu nu l-am văzut la nicio școală de canto. Ok, te învață canto, tehnică și poate mișcare scenică, poate îți da așa o noțiune despre ce înseamnă să fii artist, dar nu te învață să compui. Iar eu cred că aici stă mare artă în a deveni un artist cu adevărat, da, să știi să-ți compui piesele proprii. Orice artist, de ce ești artist? Ce înseamnă de fapt artist? Uite, un pictor, că na, pictorul e artist. El își pictează ceea ce simte el sub forma în care simte. Când ne uităm și ne mirăm pe la muzee, pe la Louvre și peste tot, uite, Brâncuși.
se uitau și nu înțelegeau, băi, dar ce a vrut el să zică? A trebuit să ajungă prin alte părți să înțeleagă oamenii. Câteodată sunt artiști care nu sunt născuți în perioada care trebuie, tot timpul am zis asta, pentru că nu sunt înțeleși, poate e prea mult. Dar există o nișă pentru fiecare. Suntem autentici, e loc pentru toată lumea. Și diferența dintre timpurile astea și timpurile trecute este că există online-ul și atunci ne salvează pe toți. Ai menționat un lucru foarte important. Mă bucur că ai venit astăzi și că ți-ai spus povestea. Și eu mă bucur. Ne-ai trecut și nouă pragul. Te așteptăm din ce în ce mai des pe măsură ce vei scoate melodii. Mulțumesc frumos. Și îți doresc mult succes pe mai departe. La fel și ție, planurile. Că știu că tu cânti foarte, foarte frumos. Mulțumesc. Și te știu de mult timp. Poate că ai așteptăm. Și o inspirație și pentru mine de acum. Păi te aștept la studio. Perfect, ok, te gata. La studio să scriem ceva împreună. Mulțumesc tare mult. Să cu ne drag. Revedem cu bine noi la studio și apoi și în platou de fiecare dată când vei vrea să vii. Și pentru că Ava a spus despre online, o parte importantă acestui online și acestui mod de a ne promova munca este YouTube-ul. Și am putea să facem un exercițiu de imaginație, să ne imaginăm că n-ar mai exista. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai exista YouTube? Ca să vizualizați mai bine, pe canalul de YouTube Doza de Cultură Generală găsiți răspunsul la această întrebare și vi-l oferim și noi în această dimineață. YouTube este un lucru grozav, nu-i așa? Este motivul pentru care eu am acest job, modul în care urmărești acest videoclip și platforma care permite găzduirea a zeci de milioane de creatori, de la vloggeri, reporteri, muzicieni, critici de cinema sau oameni care reacționează la conținut viral. Este un loc pentru orice și pentru toate. Dar cum ar fi dacă YouTube ar fi interzis? Sună ca o idee nebunească, dar dacă acum 6 luni cineva ne-ar fi spus că TikTok va fi interzis, probabil le-am fi râs în față. Totuși, TikTok a fost deja interzis în India, iar companiile independente interzic aplicația pe telefoanele lor și în acest moment, administrația Trump urmează să ia o decizie cu privire la aplicație în următoarele săptămâni. Va fi interzis la nivel național? Vor exista restricții? Trebuie doar să așteptăm și să vedem. Având în vedere toate aceste lucruri, haideți să revenim la YouTube. Deși pare improbabil, poate că este posibil la urma urmei. Astăzi răspundem la întrebarea cum ar fi dacă YouTube ar fi interzis. După cum am menționat, ideea conform căreia YouTube ar putea fi interzis pare imposibilă și cel mai probabil acest lucru nu se va întâmpla niciodată, nu-i așa? Ei bine, acest lucru s-a întâmplat deja. China, Turkmenistan, Coreea de Nord, Iran și în trecut alte câteva țări au interzis acest site web. Chiar dacă în cele din urmă unele țări au ridicat interdicția, este clar că ideea noastră nu mai pare atât de nebunească. După cum știm, toate țările sunt conduse diferit. Unele permit lucruri pe care altele nu le aprobă. Acesta este mersul lucrurilor. Cu toate acestea, trebuie să luăm în considerare și libertatea de exprimare. Nu e un secret faptul că Coreea de Nord controlează tot ce intră și iese din țară în ceea ce privește conținutul pe care îl vizionează oamenii. Același lucru se poate spune și despre alte țări care au interzis YouTube-ul. Totuși, în Canada, Statele Unite și aproape orice altă țară, libertatea de exprimare este un drept, practic ai voie să spui tot ceea ce dorești. Cuvintele propriu-zise nu sunt ilegale. Ei bine, toate amenințările sunt, dar ceea ce vreau să spun e că atâta timp cât nu spui că vrei să comiți ilegalități, ai voie să spui cam tot ceea ce-ți dorești. Ai putea spune că dacă YouTube ar fi interzis, oamenii și-ar pune conținutul pe Storyfire, Vimeo, Instagram sau Facebook și așa mai departe. Multe companii au încercat să concureze cu YouTube, dar se pare că platforma fondată în 2005 a rămas în vârf. La urma urmei, YouTube este responsabil pentru popularizarea unor oameni cunoscuți. Hai să devenim puțin mai realiști. Dacă YouTube ar fi interzis, cel mai probabil motivul din spatele acțiunii nu ar afecta doar YouTube. După cum îți poți imagina, într-o țară în care YouTube ar fi interzis, cel mai probabil și celelalte platforme de social media ar fi la fel. Și aici includem Facebook, Twitter, Instagram și toate celelalte. De fapt, unele țări nici nu permit utilizatorilor să intre pe internet. Deci, ce vreau să spun este că dacă YouTube ar fi interzis, întrebarea cum voi urmări noua melodie de la 5 Gang se va transforma mai degrabă în cum ar fi dacă drepturile și libertățile mele ar fi încălcate.
Totuși, există mereu modalități de evitare a reglementărilor sau portițe care permit nerespectarea regulilor. Acesta este modul prin care unii oameni din Coreea de Nord, cu toate că nu au acces la internet, găsesc totuși o modalitate de a se conecta. Hai să trecem prin motivele pentru care YouTube ar putea fi interzis. Cel mai evident răspuns îl obținem dacă ne uităm la țările care în prezent interzic platforma. Aceste țări vor să aibă controlul asupra lucrurilor pe care le văd oamenii. Totuși, să nu uităm că SUA, Canada și orice altă țară care are deja YouTube face acest lucru. Vom da exemplul Statelor Unite. Aceștia au FCC, Comisia Federală de Comunicații. Conform website-ului lor oficial, FCC reglementează comunicațiile interstatale și internaționale prin radio, televizor, cablu, satelit în toate cele 50 de state, Districtul Columbia și teritoriile Statelor Unite. Fiind o agenție guvernamentală independentă a Statelor Unite supravegheată de Congres, FCC este autoritatea principală a Statelor Unite în ceea ce privește legea comunicațiilor, reglementările și inovațiile tehnologice. Așadar, guvernul reglementează ceea ce vedem aici, dar cine decide ce ar trebui sau nu să vedem la televizor și radio? Tot guvernul. După cum știți, televizorul nu permite nuditate sau înjurături, lucru pentru care îi poți mulțumi lui FCC. Totuși, în trecut, această comisie a fost acuzată pentru limitarea sau încălcarea libertății de exprimare, dar asta nu a oprit oamenii să-și exercite libertatea de a intra pe internet. Servicii precum Netflix sau Amazon Prime nu sunt reglementate de FCC și platformele sunt în controlul conținutului transmis. Din acest motiv, HBO nu este inclus în pachetul de televiziune prin cablu și nu arată reclame, însă permite nuditate și înjurături, plătești extra pe lună pentru acces la canal și acesta este modul prin care ei își fac profitul. FCC susține așa: deoarece obscenitatea nu este protejată de primul amendament, este interzisă prin satelit, cablu, televiziune sau radio. Totuși, aceleași reguli pentru indecență și vulgaritate nu se aplică pentru cablu, satelit sau radio dacă serviciile sunt cu abonament. Întorcându-ne la YouTube, este o platformă gratuită unde oamenii spun ce vor, însă conținutul trebuie să respecte politica YouTube. Aceste anumite lucruri pe care platforma nu le permite și deoarece sunt o companie independentă condusă de Google, pot decide ce vor sau nu vor să permită. În ultimul timp, discursuri de ură, anumite teorii sau chiar unele cuvinte, videouri sau imagini pot să conducă la blocarea videoului sau chiar a canalului. FCC a încercat să reglementeze ce permit platforme precum Facebook, YouTube, Twitter și altele, dar până în momentul de față nu a reușit acest lucru. Totuși, aceste platforme, în special recent, au implementat tactici pentru a le spune utilizatorilor sau cititorilor ce conținut este explicit sau fake news. Nu înlătură conținutul de pe platformă, ci în schimb le oferă oamenilor un tampon spunându-le la ce să se aștepte. Acest lucru este total diferit de limitarea sau cenzurarea exprimării. Permit conținutul, însă oferă un disclaimer pentru a se proteja pe ei înșiși. Dar dacă YouTube și alte site-uri de social media ar fi banate, ce s-ar întâmpla? Ei bine, rezultatul ar depinde de mărimea fenomenului. Dacă vorbim de întreaga lume, atunci măcar toți se confruntă cu aceeași problemă. Totuși, dacă unele țări permit accesul, iar altele nu, acest lucru ar ridica niște întrebări serioase. Referindu-ne din nou la Statele Unite, acest lucru ar reprezenta o încălcare a primului amendament. Cel mai probabil, cine ar implementa interdicția ar fi în acel moment la putere. În momentul înregistrării este vorba de Donald Trump, deci ipotetic, dacă el ar interzice YouTube mâine, cel mai probabil lucrurile nu s-ar termina prea bine. Din moment ce președintele Statelor Unite și probabil și Senatul ar încălca primul amendament, ar trebui să fie acuzați. Astfel se pune următoarea întrebare: cum poate Trump să se gândească să interzică TikTok? Nu ar fi același lucru? Iată unde intervin portițele pe care le-am menționat adineauri. Mereu există modalități de a evita legea și, ipotetic, dacă Trump ar găsi un motiv bine întemeiat pentru a interzice YouTube, spunând că platforma este o amenințare pentru cetățenii Statelor Unite sau pentru țară ca întreg, atunci, teoretic, nu ar încălca primul amendament. În schimb, și-ar face datoria de a pune oamenii înainte de orice. Care ar putea fi motivul interdicției ipotetice?
Nu aș ști să vă spun, dar cel mai probabil dacă o platformă ar fi interzisă, celelalte ar urma rapid și ele, ceea ce ne-ar duce cu gândul că țara va începe să cenzureze tot ce văd oamenii, lucru care ar fi neconstituțional și în cel mai extrem caz ar putea duce la o revoluție. Totuși, dacă YouTube ar fi interzis din motive de siguranță și nicio altă platformă sau aplicație nu ar fi afectate, atunci cred că e clar ce s-ar întâmpla. Exact precum starurile Vine-urilor s-au mutat pe YouTube și TikTok, toți creatorii de conținut de pe YouTube s-ar muta pe o altă platformă, cum ar fi Instagram, Twitter, Facebook și așa mai departe. Desigur, acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă YouTube ar fi banat. Totuși, cel mai probabil, platforma nu va dispărea nicăieri. Este unul dintre cele mai mari website-uri din lume și dacă apocalipsa de reclame nu a distrus platforma, atunci probabil nimic altceva nu o va face. Ne-am întors și poate că materialul pe care l-ați urmărit acum are o foarte mare legătură cu următorul subiect, poate e un punct de plecare, pentru că dacă există cyberbullying, există și cyberparenting, o noțiune nouă și cred că foarte utilă în lumea în care trăim și ne dezvoltăm în acest moment. Și mai multe informații despre acest cyberparenting ne poate oferi în această dimineață Alina Costache, psiholog clinician, care îi spun bună dimineața și bine ai venit la noi. Bună dimineața, Georgia, mă bucur foarte mult să fiu în acest minunat studio. Și noi ne bucurăm. Văd că ai deja alături de tine un mic ghid despre creșterea copilului în era digitală. Așa este. Așa am și pornit și m-am gândit foarte mult la ce aș putea să fac eu pentru părinți, cum să-i susțin din perspectiva psihologului, cum aș putea să fiu un sprijin pentru părinți care se confruntă cu foarte multe schimbări în ceea ce crește, în ceea ce înseamnă creșterea copiilor. Cyberparenting nu este un termen inventat de mine. Sunt foarte mulți experți în educație care folosesc deja această denumire. Copiii noștri cresc astăzi într-o lume digitală și, evident, așa cum noi îi învățăm lucruri bune pentru a deveni buni cetățeni în lumea reală, trebuie să luăm în considerare și faptul că ei au nevoie de aceste cunoștințe și în lumea virtuală. Mi se întâmplă celor mai mulți părinți, mai ales cei din generația mea, dar și cei puțin mai tineri, undeva la 30-35 de ani, noi am crescut într-o lume unde nu existau telefoane mobile, nu existau computere. Și atunci credem că ceea ce putem să oferim copiilor noștri este suficient ca educație. Însă ne lipsește această educație, această alfabetizare digitală. Foarte mulți dintre noi cunoaștem așa termeni ca cyberbullying, sexting sau alte drama digitală, de exemplu. Le cunoaștem ca și denumire, însă nu înțelegem că sunt niște concepte pe care trebuie să le explicăm pe nivelul de înțelegere al copiilor și să îi învățăm cum să se comporte responsabil și cum să se ferească de pericolele care, pe care le întâlnesc în lumea virtuală. Am să vă dau un exemplu foarte simplu. Noi îi învățăm pe copiii noștri onestitatea, nu? Îi învățăm să fie cinstiți, să nu mintă, însă vă întreb câți copii sub 13 ani au deja conturi de Facebook, de Instagram, de TikTok. Toate aceste platforme de socializare au ca vârstă minimă pentru a-ți face un cont vârsta de 13 ani. Însă este foarte ușor și dacă întrebi orice copil de 9, 10, 11 ani dacă are un cont în Facebook și cum a reușit să-l facă, răspunsul va fi foarte simplu, foarte sincer și foarte deschis. Dar am pus vârsta de 13 ani, nu, adică este o minciună cumva care pare fără nicio lipsită de importanță. Da? Pur și simplu am spus o minciună, pentru că, într-adevăr, în spațiu virtual
Nu există acest control. Poți să spui orice, poți să te afli în spatele unui ecran, ai deplină anonimitate și informațiile pe care le pui pot fi mincinoase, pot fi necinstite, pot fi așa cum ți le imaginezi tu. Iar noi suntem responsabili vis-a-vis de copiii noștri să învățăm aceste lucruri și să le explicăm care sunt pericolele. La fel aș mai da un exemplu. Atunci când noi suntem acasă, copilul nostru e la el în cameră și joacă un joc pe o platformă de gaming, joacă în rețea, vorbește cu colegii de clasă în principiu. Bineînțeles că mai apar și colegi care poate nu sunt din cercul lor de prieteni reali, care joacă și ei jocuri, fără să-i pună nicio întrebare. Acea persoană, dacă este o persoană rău intenționată, poate să-i facă copilului nostru un profil extrem de fidel. Poate să afle care este relația cu părinții, de câte ori părintele intră în cameră și îl controlează și îi monitorizează timpul petrecut în spațiul online. Când joacă, care este programul de școală, dacă are probleme, dacă are, eu știu, niște provocări la nivel psihologic, dacă sunt triști, dacă sunt veseli, dacă ce program au părinții, când sunt acasă, când nu sunt acasă. Și în urma acestor informații pe care el pur și simplu le primește jucând jocul și fără a pune nicio întrebare, poate să-i facă copilului nostru un profil foarte fidel al personalității lui, al programului lui și dacă este rău intenționat, bineînțeles, se poate ajunge și în situații total neplăcute. Am observat de-a lungul timpului vorbind cu tata, n-am încercat neapărat să-l trag la răspundere pentru felul în care m-a crescut, dar i-am pus câteva întrebări. Și cred că cea mai mare temere a părinților este să li se spună la un moment dat că au fost părinți răi sau că nu s-au descurcat sau că puteau să facă mai mult. Și când îi vorbeam despre parenting și despre faptul că acum există un ajutor în acest sens pentru părinții tineri, pe care ei nu l-au avut în acea perioadă, îmi spune, da ce? Noi nu v-am crescut bine? Nu sunteți ok? Ați avut lipsuri? De ce aveți nevoie de parenting? Dar iată că există acest lucru, acest parenting, există această educație, există, iată, și mai mult cyber-parentingul și sunt curioasă cum primesc părinții aceste sfaturi. Sunt deschiși să afle mai multe, să poată să fie mai apropiați de copiilor și poate chiar să-i protejeze în acest context. La început există o mică reticență, pentru că, într-adevăr, toți ne dorim să fim părinți buni. Și eu am doi copii și îmi doresc să fiu un părinte bun pentru ei. Trebuie să integrăm ideea că este ideal să fim părinți destul de buni. Să nu ne dorim să fim părinți perfecți, pentru că nu există părinți perfecți. În final, și noi suntem oameni, avem și noi limitările noastre, putem și noi să greșim, putem să ne dorim niște lucruri diferite pentru copiii noștri față de cele pe care și le doresc ei. Și atunci e normal că se întâmplă să intrăm în coliziune, ca să spun așa. Dar ușor, ușor, în momentul în care fiecare părinte conștientizează că într-adevăr sunt niște pericole reale acolo unde se află copiii noștri în lumea virtuală, că există niște repercursiuni pe termen lung. Spre exemplu, nu știu câți părinți se gândesc la reputația virtuală. Este un termen la fel nou introdus în vocabularul nostru și se referă la acea imagine pe care tu o lași în spațiu virtual. Pentru că odată ce ai pus o imagine, un mesaj, un text în spațiu virtual, acela nu mai poate fi șters și poate să se repercuteze împotriva ta peste un număr de ani pe care tu, la vârsta copilăriei, nici măcar nu ți-i poți imagina. Spre exemplu, este foarte cunoscut faptul că în ziua de astăzi universitățile serioase și companiile verifică profilul viitorilor angajați sau viitorilor studenți înainte să le ofere acreditarea sau angajarea. Iar dacă noi la vârsta de 10 ani am pus niște mesaje nepotrivite în spațiu virtual, este posibil ca acele mesaje să se repercuteze în această încercare a noastră de a intra la o facultate sau de a ne angaja și să nu obținem ceea ce ne dorim. De asemenea,
pentru că am amintit la început acest context de sexting, concept de sexting, în care unii copii își trimit unii altora poze cu anumite părți intime ale corpului. Eu mi-amintesc de propria adolescență, propria copilărie, în care, bineînțeles, în cercul de prieteni mai existau și momente stânjenitoare. Poate jucam sticluța sau, nu știu, poker și ne dădeam o bluză jos. Dar acele lucruri rămâneau în cercul de prieteni. Erau stânjenitoare pe moment. Era o descoperire. Dar nu exista nicio dovadă exact vizuală a ceea ce s-a întâmplat. Exact. Și nu exista pericolul ca peste ani de zile să fii șantajat cu acele lucruri. Și sunt câteva cazuri cunoscute în spațiu public, unde o persoană care astăzi este publică a trimis la un moment dat în tinerețea sa niște poze unui partener. A fost o decizie neinspirată de moment, însă peste 7 ani de zile acele poze au parvenit copiilor prin mesaje, prin WhatsApp și atunci au devenit publice și bineînțeles că i-au afectat viața acelei persoane. Dar aici vorbim de un adult care poate era echipat să gestioneze un astfel exact de eveniment, dar dacă îi se întâmplă unui copil, el cum știe să gestioneze așa ceva? În primul rând trebuie să știe că poate să discute cu părintele. Este primul pas și cel mai important. Noi asta trebuie să facem pentru copiii noștri, să fim acolo și, indiferent cu ce probleme se confruntă, să fim deschiși să discutăm acea problemă. Asta este primul pas și cel mai important. Poate suntem pregătiți, poate nu suntem pregătiți, poate avem nevoie de a apela la parenting, într-adevăr, la un expert, dar primul pas este să aibă încredere să vină și să ne spună. Pentru că e normal când te confrunți până la vârsta de 11 ani, când intri în perioada adolescenței, cortexul prefrontal nu este dezvoltat și nu ai capacitatea de a structura informația și de a analiza situația cu care te confrunți. Și atunci, bineînțeles că nu știi ce să faci, cum să reacționezi, dar încrederea că te poți adresa părintelui e esențială. De ce sunt părinții câteodată stânjeniți să ceară ajutorul în cazul în care se confruntă cu o problemă pe care ei singuri nu o pot gestiona? De unde vine această piedică inițială de a merge la un specialist și a-i spune: uite, am ceva, o problemă în viața copilului meu pe care eu nu pot să o gestionez singur, ajută-mă? Sunt multe explicații, sunt multe răspunsuri la această întrebare. De o parte este și o chestiune culturală legată de faptul că pentru foarte mulți ani de zile psihologia a lipsit din spațiul public românesc. Facultatea de psihologie a fost întreruptă pentru 30 de ani. Asta cu toate consecințele de rigoare. Apoi poate fi și incapacitatea unei persoane de a recunoaște că are propriile limitări, pentru că odată ce ți este greu la nivel personal să admiți că ai anumite limitări și că uneori pur și simplu poți să nu știi ce să faci, asta te face să-ți fie greu să ceri ajutorul. Astea ar fi doar două dintre răspunsurile. Cum se reacționează totuși? Bănuiesc că ai întâlnit părinți care au trecut peste această rușine de moment de a nu ști un anumit lucru și au ajuns la tine și au cerut ajutorul. Schimbarea este fantastică. În momentul în care încep să înțelegi că orice om are un bazin limitat de cunoștințe și să se asume acest fapt, pur și simplu simți cum deschizi ușa și atunci ești deschis să afli mai multe lucruri noi, îți dorești să le afli, să le cunoști, să le descoperi. Eu recunosc că cele mai multe informații din zona asta, din spațiu virtual, le primesc de la copiii mei care sunt nativ digital și s-au născut cu aceste dispozitive. Le intuiesc pur și simplu, le mânuiesc extrem de rapid, ceea ce pentru mine este întotdeauna un efort. La început și pentru mine a fost destul de dificil să recunosc că în anumite aspecte ei au mai multe informații decât mine. Dar în momentul în care am înțeles acest lucru, mi-am dat seama că în felul acesta noi putem să comunicăm mai bine și să ne
cimentăm relația, să devenim mai buni prieteni, descoperind împreună și învățându-ne unul pe celălalt, pentru că trebuie să recunoaștem, copiii din ziua de astăzi sunt mult mai inteligenți, mult mai receptivi, ei sunt înconjurați de o mulțime de informații, de o lume care este într-o continuă mișcare și au o capacitate de adaptare mult mai bună decât noi. Există subiecte tabu pe care părinții nu le abordează cu copiii și, de exemplu, dacă un copil este trist și spune mamei sau tatălui, cred că am o mică depresie, intervine acea discuție de foarte multe ori, cum adică depresie, tu la vârsta ta, dar nu ai probleme, nu ai griji, nu există depresie sau lucruri de genul acesta. În momentul în care deschizi această cutie a Pandorei, această cutie a problemelor pe care copilul le are cu adevărat, iată, cyberbullying, sexting, depresie, anxietate la vârste foarte mici. Cum reacționează părinții când văd că, de fapt, problema e mult mai complexă și că, într-adevăr, copilul, dacă îți spune că are nevoie de ajutor, el are reală nevoie? Acei părinți care înțeleg că problemele psihice sunt reale, apelează la ajutor. Eu întotdeauna recomand părinților care observă anumite semnale, niște schimbări vizibile ale copilului, devine trist, nu se mai poate concentra, nu mai vrea să meargă la școală, nu mai face acele activități care până atunci îi făceau plăcere, își schimbă cercul de prieteni. Sunt niște semnale vizibile pe care noi nu trebuie să le ignorăm. Și în momentul în care le identificăm, primul pas este să ne adresăm noi ca adulți unui specialist și să discutăm aceste probleme, să ne educăm noi pentru a fi buni părinți sau suficient de buni părinți pentru copiii noștri. Atunci când, într-adevăr, problemele devin extrem de serioase, iar o depresie, ultimele cercetări arată că, cel puțin în Statele Unite, unde se fac foarte multe cercetări și în Marea Britanie, numărul deceselor în rândul, numărul depresiei, numărul adolescenților cu depresie a crescut enorm, cu 600% în ultimii 2 ani. E enorm. Este enorm, enorm. Sunt foarte multe explicații care sunt în studiu și se cercetează, nu am să intru pentru că este un subiect extrem de vast. Însă, ce e important pentru noi ca părinți este să știm că atunci când observăm acele semne, acele schimbări în comportamentul copiilor noștri, este un moment în care noi trebuie să solicităm ajutor dacă competențele noastre sunt depășite. Cartea pe care ai adus-o în această dimineață, ce propune pentru părinți? Ce univers le descoperă? Cartea este chiar un ghid de parenting responsabil vis-a-vis de creșterea copilului în era digitală și oferă câteva studii de caz în care putem să vedem ce anume din această interacțiune cu tehnologia și cu spațiul digital a influențat copiii noștri și ce este cel mai important, exact ce spuneam mai devreme, sunt acele semnale pe care noi le putem observa la copiii noștri, structurate pe categorii de vârstă, pentru că evoluția copilului este, bineînțeles, diferită de la vârstă la vârstă și atunci și semnalele pe care le putem observa sunt diferite. Și este un ghid foarte bun, e o carte pe care eu spun că orice părinte ar trebui să o aibă acolo pe noptieră și să o mai răsfoiască din când în când, pentru că este un ajutor la îndemână. Primul lucru pe care îl poți face este să citești o carte despre această temă. Poate nu doar părinții, poate și unchii și nașii, toți cei care interacționează cu copiii mici care au nevoie de acest ajutor și care cu siguranță la un moment dat sau altul se vor confrunta cu unul dintre fenomenele enumerate din spațiul digital. Aș mai adăuga și profesorii și educatorii care ar putea să, ar fi necesar să se educe în această direcție. Pentru că, așa cum știm, copiii noștri petrec o parte a zilei cu ei și atunci și ei pot observa aceste semnale în rândul copiilor. Cred că e cu atât mai relevant această lucrare în contextul în care școala este online. Practic, s-a mutat cu totul în spațiul digital și cred că această readaptare a întregii structuri educaționale la era digitală e nu numai bine primită, ci e absolut necesară.
Exact. Din păcate, până anul trecut, înainte să se declanșeze această pandemie, recomandările specialiștilor erau ca un copil de 10-11 ani să petreacă maxim 2 ore în fața unui ecran, indiferent despre ce ecran vorbim. E evident că de când școala s-a mutat online, noi nu mai putem să ne asumăm această recomandare, însă ce susțin și de ce am creat acest program de cyber parenting este faptul că tehnologia există, noi trăim într-o lume digitală, nu putem să ignorăm acest lucru și ceea ce putem noi face mai bine ca să fim niște părinți suficient de buni este să ne educăm cum să gestionăm aceste situații, această prezență online și modul în care copilul nostru se expune. Îți mulțumesc tare mult că ai venit în această dimineață și că ne-ai ajutat să conștientizăm o parte dintre aceste probleme care apar și pe care în curând nu le vom mai putea ignora și să găsim și rezolvări la ele. Îți mulțumesc și eu foarte mult! Mai departe, pentru a acumula cât mai multă informație în această dimineață, în cazul în care vă întrebați cum a apărut tenisul de câmp, pe canalul de YouTube Culisele Sportului aflați acest lucru și de asemenea și în acest moment alături de noi. Tenisul ca joc modern a apărut în urmă cu mai bine de un secol, fiind considerat un joc relativ tânăr, dar originile lui datează din timpul secolului al XIV-lea, când o formă rudimentară a jocului cunoscut de noi astăzi a fost creată de către călugării europeni, pentru a fi jucat în scopuri de divertisment. La început, mingea era lovită cu mâna, ulterior fiind folosită o mânușă din piele. Apoi, i s-a aplicat un mâner adaptabil pentru a mări eficiența serviciului mingii. Astfel s-a născut racheta de tenis. Odată cu evoluția rachetei și mingile de tenis au suferit diverse modificări. Prima minge de tenis a fost din lemn, ea fiind înlocuită cu mingea din piele umplută cu material de celuloză. În perioada secolelor 15-16, jocul era numit jeu de pomme, jocul cu palma, devenind din ce în ce mai popular, în special în Franța, unde a fost adoptat de familia regală. Astfel, originea cuvântului tenis provine cel mai probabil de la jucătorii francezi care la începutul jocului strigau cuvântul tene, care înseamnă uite sau joc. Turneul de tenis de la Wimbledon e cel mai vechi și mai prestigios din cele 4 turnee de mare șlem, turneele de prim rang din circuitele de tenis masculin, fiind singurul dintre cele 4 care se desfășoară pe aceeași suprafață de la început, și anume iarba. La 9 iulie 1877, All England Croquet and Law Tennis Club inaugurează primul turneu de tenis de câmp la Wimbledon, la acea vreme o suburbie din afara Londrei. 21 de amatori s-au prezentat pentru a concura în turneul individual masculin, singurul eveniment din cadrul primului turneu de tenis de la Wimbledon. Câștigătorul urma să primească un trofeu scump. În 1868 a fost fondat All England Club, pe o pajiște din afara Londrei. Inițial, clubul a fost întemeiat pentru a promova cricketul, un alt sport de câmp, însă popularitatea în creșterea tenisului a determinat ca acesta să fie introdus printre serviciile clubului. În 1877, All England Club a publicat un anunț în revista săptămânală de sport, The Field, propunând să organizeze o întâlnire pe câmp deschis tuturor amatorilor, luni 9 iulie și în zilele următoare, taxa de intrare, un pound sau un shilling. S-au hotărât apoi reguli formale pentru tenis. S-a hotărât că terenul trebuia să aibă 23,7 metri lungime și 8,2 lățime. A adaptat o metodă de punctare a tenisului real în funcție de modul de citire a ceasului, 15, 30, 40, meci. A stabilit că primul care va câștiga 6 jocuri câștigă un set și a permis ca serviciul să poată avea un fault. Aceste decizii, care erau în mare parte munca unui membru al clubului, Dr. Henry Jones, au intrat în corpul de reguli moderne ale jocului de tenis, păstrându-se de atunci. 22 de bărbați s-au înscris în turneu, însă numai 21 au venit pe 9 iulie, pentru prima zi de joc. Cei 11 supraviețuitori au fost reduși la 6 în ziua următoare, iar apoi la 3.
Semifinalele au fost organizate pe 12 iulie, însă apoi turneul a fost suspendat pentru a lăsa liberă scena sportivă din Londra pentru meciul de cricket dintre Eton și Harrow, care a avut loc vineri și sâmbătă. Așadar, finala a fost programată luni 16 iulie, dar a fost amânată din cauza ploii, ceea ce avea să devină un eveniment obișnuit în cadrul turneelor de la Wimbledon, până de curând, când arena centrală se poate închide complet. Ușor, ușor, campionatul de la Wimbledon cucerește lumea întreagă, iar în 1884 a fost introdus și turneul de individual feminin, Watson câștigând primul campionat. La începutul anilor 1900, Wimbledon a trecut de la statutul de campionat național la cel mondial, iar în 1922, All England Lawn Tennis and Croquet Club s-a mutat pe un stadion mai mare. În anii 50, mulți jucători de tenis cunoscuți au devenit profesioniști, în timp ce Wimbledon se străduia să rămână un turneu pentru amatori. Cu toate acestea, în 1968, Wimbledon a acceptat și jucătorii profesioniști și rapid și-a recăpătat faima de cel mai mare turneu mondial de tenis, păstrată până acum. Campionatul de la Wimbledon este singurul mare eveniment de tenis încă ținut pe iarbă, cu un cod de îmbrăcăminte, acela fiind alb perfect. Campionul în turneul de simplu masculin primește o cupă din argint cu o înălțime de 47 cm. Trofeul se acordă începând cu anul 1887 și poartă inscripția The All England Lawn Tennis Club Single-Handed Champion of the World. În competiția feminină, învingătoarea primește un platou de argint cu un diametru de 48 cm, care e decorat cu figuri mitologice. Alte cupe de argint sunt acordate în celelalte concursuri. Trofeele sunt de obicei oferite de președintele clubului, ducele de Kent. Premii în bani sunt acordate din 68, când li s-a permis și jucătorilor profesioniști să participe. Până în 2007, fondul de premiere era mai mare în concursul masculin decât în cel feminin, dar din acel an au fost acordate aceleași premii atât la băieți cât și la fete. Turneul se desfășoară pe parcursul a două săptămâni, la finalul lunii iunie și începutul lunii iulie. Principalele arene ale complexului All England Lawn Tennis Club au o capacitate de 15.000 de locuri, iar terenul numărul 1 cu aproximativ 11.000 de locuri. Din 2009, terenul central e dotat cu acoperiș retractabil și instalație de nocturnă, meciurile putând avea loc și pe ploaie sau pe căldură extremă. Acoperișul se închide sau se deschide în aproximativ 10 minute. În partea de sud a arenei centrale se află și loja regală, mereu ocupată la meciurile de la Wimbledon. La ediția din 2010 a turneului a găzduit cel mai lung meci din istoria tenisului, întâlnirea dintre jucătorul american Joe Isner și cel francez Nicolas Mahut. Partida a intrat în istorie atât ca durată în timp, cât și ca număr de game-uri jucate. După 11 ore și 5 minute de joc, efectiv, Isner s-a impus cu 6-4, 6-3, 7-6, 7-6, 70, 68. Meciul a început marți, 22 iunie 2010, la ora 18:18, ora Marii Britanii, iar la ora 21, din cauza întunericului, întâlnirea a fost întreruptă. În acel moment, scorul era 2-2. Cei doi jucători au revenit pe teren miercuri, la ora locală, pentru a disputa setul decisiv, iar la ora 21:13, peste 7 ore mai târziu, disputa a fost din nou întreruptă din cauza întunericului. Scorul era 59-59 în setul decisiv. Joi, partida s-a reluat la ora 15:40, iar la 16:49, John a fructificat o minge de meci obținând victoria. În total, doar setul decisiv a durat 8 ore și 11 minute. Isner a stabilit și un record al numărului de ași într-un singur meci, servind 112. Mahut a reușit la rândul său 103 servicii nereturnate de adversar. Am revenit și suntem alături de ultima invitată de astăzi. Până să vă fac urările de rigoare legate de weekend și de petrecerea timpului liber, aș vrea să vorbim puțin despre timpul liber pe care obișnuiam să-l petrecem în weekend la evenimente. Timp pe care nu prea-l mai petrecem așa, pentru că de un an de zile evenimentele stagnează, cam toate, și în zona de nunți, botezuri și de asemenea și în zona corporate. Eram obișnuiți cu petreceri de firmă, eram obișnuiți să ne întâlnim, să sărbătorim, să ne celebrăm unii pe ceilalți, lucru care nu prea se mai întâmplă, dar cu toate acestea există antreprenori curajoși care nu renunță la visul lor și care vor ca aceste vremuri frumoase să se reîntoarcă,
poate chiar sub o nouă formă de normalitate, dar este foarte important să existe aceste gesturi de curaj. Un astfel de exemplu de tânăr antreprenor este invitata noastră, Ana Zamfir. Bună dimineața și bine ai venit la noi! Bună, Georgia! Mulțumesc de invitație! Mă bucur că ai venit și că ne vei povesti despre acest nou început pentru tine și despre acest act de curaj de a înfița o firmă de organizare evenimente într-o perioadă cam neplăcută pentru această zonă. Da. Ce te-a determinat? Pasiunea mea pentru evenimente a început de la vârsta de 18 ani, când mi-am organizat majoratul. La momentul respectiv, majoratul mi se părea un eveniment foarte important. Și când am început să pun toate ideile mele în practică și majoratul mi-a ieșit așa cum mi-am dorit, cineva a văzut la momentul acela un potențial în mine pe partea de organizare de evenimente. Ulterior m-am ocupat de organizarea anunții tatălui meu în 3 săptămâni. Wow. Aveam 18 ani, fără un background de experiență cu evenimentele în spate. Ieșind cu bine din experiența asta, am ieșit mult mai încrezătoare și mult mai determinată să fac acest lucru. Sunt foarte pasionată în momentul actual de ceea ce fac. Am urmat cursurile facultății, mai apoi și în timpul facultății am lucrat tot pe partea de events și marketing la un hotel de 4 stele din București, ce mi-a întărit și mai mult ideea că asta îmi doresc să fac. După terminarea masterului pe care l-am făcut în Spania, nu a fost un bun timing, ca să spun așa, pentru că m-am întors în pandemie și mi-am adunat toată energia și curajul, ca să spun așa, și am dat naștere Zea Events, pe care îmi doresc să o aduc la nivelul la care eu aspir, cu toate că suntem într-o perioadă destul de complicată, oamenii sunt destul de reticenți, evenimentele, momentan despre evenimente nu se știe nimic exact, așteptăm și noi nerăbdători toate noutățile. Tendința oamenilor este în continuare să facă evenimente outdoor, cu un număr restrâns de persoane. Sunt destul de reticenți la apelarea la un wedding planner, deși un wedding planner îi ajută foarte mult să-și salveze și timp și bani, pentru că noi lucrăm cu furnizori, noi știm ce și cum se întâmplă și în perioada asta chiar suntem de ajutor. Ne dorim să reintrăm în normalitate cu pași mici, dar așteptăm cu nerăbdare toată situația, ca toată situația asta să se termine. Eu cred că povestea organizării nunții tatălui tău este una de succes, pentru că știm cu toții că pentru o nuntă, în general, îți iei cam un an înainte să poți să organizezi tot. Tu ai făcut acest lucru în 3 săptămâni, da, pare fabulos. A fost o experiență wow din toate punctele de vedere. Am și avut susținerea lor în spate, au avut încredere în mine, lucru care m-a ambiționat foarte tare. Deși eram destul de micuță, aveam 18 ani, nu aveam experiența unei nunți în spate, nu știam toate lucrurile acestea, dar chiar m-a întărit și m-a dus pe drumul acesta. Cu toate că este complicat și perioada actuală cu pandemia ne dă puține bătăi de cap în privința organizării de evenimente, eu am încercat să o îmbin cu designul floral, tot o pasiune născută în pandemie, și cred că se îmbină perfect aceste două lucruri. Pe partea de design floral, ce îți propui pe termen lung? Bănuiesc că în zona aceasta lucrurile sunt puțin mai stabile. Da, în zona de design floral lucrurile chiar sunt destul de stabile. Îmi doresc să le îmbin, nu-mi doresc să merg doar pe design floral, îmi doresc să ofer evenimentelor mele viziunea pe care eu o am în legătură cu florile și cu tot ceea ce fac. Și atunci cred că cumva este o armonie perfectă între cele două. Eu cred că și psihologia clienților s-a modificat puțin, pentru că era acea celebră expresie Bridezilla de la Godzilla, combinat cu mireasa nerăbdătoare să aibă evenimentul să iasă exact așa cum își dorește. Cred că sunt foarte multe doamne domnișoare care așteaptă să aibă marele eveniment și se adună foarte, foarte multă tensiune. Te-ai gândit în momentul în care se vor redeschide evenimentele și totul va putea să fie desfășurat în bune condiții? Cum vei gestiona această situație, această emoție? Miresele își doresc, toate miresele cu care interacționez și
persoanele în general care își organizează un eveniment trec prin stresul evenimentului, trec prin toată atenția aceasta la detalii, pentru că evident fiecare dintre noi ne dorim ca evenimentul să fie perfect, ne dorim să nu existe niciun detaliu care să ne strice armonia din ziua evenimentului. Aici intervenim noi să putem să gestionăm stresul și să ajutăm miresele să treacă mai ușor peste perioada aceasta aglomerată de stres. În ceea ce privește redeschiderea, îmi dau seama că va fi o perioadă destul de complicată. Oricum, prima dată, începând de anul trecut, s-au anulat foarte multe evenimente, s-au mutat pe anul acesta, având în vedere că nici despre anul acesta nu se știu foarte multe informații despre cum se va desfășura sezonul de nunți. Oamenii și-au luat multe date de backup pentru anul viitor și chiar pentru 2023 am primit foarte multe răspunsuri legate de mutarea evenimentului în 2023 pentru a fi sigur că nu mai există restricții sau orice alte probleme cauzate de pandemie. Trebuie să înțelegem oamenii că își iau măsuri de precauție și că în momentul redeschiderii va fi un sezon foarte aglomerat. Și îl vom gestiona cu răbdare și sper ca totul să fie cât mai bine. Eu te admir foarte mult că ai pornit acest business într-o perioadă tensionată și ai nevoie de foarte, foarte mult curaj. Ce ai simțit înăuntrul tău în momentul în care ți-ai dat seama că tu deschizi un astfel de business într-un moment deloc prielnic și că te așteaptă grele încercări, de fapt? Mi-a fost puțin teamă, dar chiar cred că asta îmi place să fac și că asta trebuie să fac și cumva îmi găsesc speranța în treaba asta. Adică mă motivează foarte mult ideea că la un moment dat lucrurile vor reintra normal, chiar dacă este anul acesta, anul viitor sau peste 2 ani, lucrurile ușor, ușor își vor reveni și cumva asta mă motivează să continui și să creez în continuare ceea ce îmi place. Sper din tot sufletul să se scurteze perioada aceasta cu pandemia și cu restricțiile și să putem să reintrăm în normalitate. Îmi doresc să duc Zea Event la nivelul la care aspir, cum am spus și mai devreme, și să-mi găsesc motivația, cu toate că perioada nu este prielnică. Crezi că de acum înainte oamenii vor înțelege mai mult importanța unui organizator de evenimente? Pentru că am, din experiență cântând la evenimente, am văzut foarte multe mirese care ele conduc oamenii la mese, în același timp trebuie să stea să-i și primească, să pupe pe toată lumea, să facă poze cu toată lumea. Sunt foarte multe detalii pe care ele și le gestionează singure, dar care le răpesc din bucuria evenimentului. La final sunt extrem de obosite și nu-și dau seama când a trecut timpul și până la urmă cu ce amintiri au rămas. Așa este, foarte, foarte multă lume este stresată în ziua evenimentului și aici mă refer strict la mirese, pentru că vor să se ocupe de toate și sunt atente la toate detaliile și așa mai departe. Aici intervine un wedding planner să-i ajute să-și detensioneze stresul din ziua evenimentului. Eu cred că după această perioadă, având în vedere că oamenii au nevoie de informație în perioada asta, oamenii sunt nesiguri, au o doză de frică, adică cumva sunt reticenți la ceea ce se va întâmpla și cred că sfatul unui wedding planner și unui om cu experiență îi va ajuta mai mult pe mai departe. Pe partea aceasta de design floral, îți propui să accelerezi puțin pedala în această perioadă și apoi să le îmbini? Da, îmi propun, în momentul de față mă ocup de partea asta de design floral. Îmi doresc să ajung și acolo într-o armonie perfectă cu wedding planning-ul. Sper că cât mai repede se vor îmbina ele două perfect. Până atunci, da, voi pune accent pe wedding planner din dorința de a nu stagna și de a duce lucrurile cât mai sus. Crezi că în timp vor exista nunți exclusiv organizate de wedding planneri? Crezi în această idee? Sincer, cred că da. Cred că da, pentru că oamenii pierd foarte mult timp căutând furnizorii. Da, și de la furnizori, mă refer de la locul unde își fac evenimentul, la flori, la fotograf, la muzică, etc. Tot ce presupune un eveniment. Oamenii caută, își petrec foarte mult timp căutând furnizori, nu au experiențe cu ei, nu știu cum lucrează oamenii și atunci cred că cel mai bun lucru pe care poți să-l faci ca să fii sigur că este totul perfect este să ai un om de bază, să ai un om care știe cum lucrează furnizorul respectiv, care știe ce te sfătuiește. Eu, practic,
sunt un intermediar între client și furnizor. Eu pot să-i spun clientului dacă furnizorul e bun sau nu, dacă cum lucrează, ce produse are sau ce se mulează cel mai bine pe viziunea clientului. Te-am întrebat acest lucru pentru că aș vrea ca oamenii de acasă să înțeleagă pe viitor că această industrie trebuie susținută și mai ales că lucrul cel mai important pe care această industrie îl oferă în organizarea de evenimente este timpul economisit. Chiar dacă plătești un preț pentru anumite servicii, la final de zi vei rămâne cu foarte mult timp să te bucuri de evenimentul tău. Da, satisfacția unui eveniment frumos este lucrul care îmi place cel mai mult la ceea ce fac. Oamenii, când îi văd că se bucură și le place tot ceea ce am creat eu dintr-un eveniment, asta este cea mai mare reușită, practic. Și cred că oamenii vor apela în viitor la wedding planneri, pentru că îi ajută foarte mult. Îi ajută foarte mult, cum ai spus și tu, din perspectiva timpului și a stresului. Îmi place că tu ai cumva o dublă calitate. Ai fost în același timp și beneficiara evenimentului și organizatoarea lui la majorat. Corect. E foarte, foarte complicat să faci toate lucrurile în același timp. Corect, dar a fost o experiență frumoasă și care m-a determinat să-mi aleg acest drum. Îți mulțumesc tare mult că ai venit în această dimineață și te felicit pentru curajul pe care îl ai și îți doresc mult succes. Îți mulțumesc din suflet, mulțumesc și pentru invitație. Sper să ne revedem poate anul viitor, să-mi spui că ai agenda plină și că într-adevăr lucrurile sunt atât de tensionate pe cât am anticipat noi, dar că îți place ceea ce faci în continuare și o faci cu foarte multă dedicare și cu foarte multă pasiune. Cu siguranță, îți mulțumesc mult de tot. Aș vrea să te mai întreb așa pe ultima sută de metri, dacă pe viitor ai vrea să extinzi acest lucru la nivel național. Până acum ai lucrat, presupun, la nivel de București. Da, îmi doresc să fie la nivel național, cu siguranță, da. Bănuiesc că ești conștientă că te așteaptă un drum foarte, da, foarte greu. Da, un drum greu, dar atâta timp cât faci ceea ce îți place, muncești cu drag și cred că asta e cel mai important. Să știi că te văd foarte bine echipată pentru acest parcurs care te așteaptă. Mulțumesc! Ai și ambiția necesară și experiența și mai ales văd foarte, foarte multă pasiune la tine, pentru care te felicit. Mulțumesc frumos! Ți-am zis, sper să ne revedem așa cum cu am stabilit peste da. Un an de zile, când lucrurile vor fi poate mai bine organizate. Da. Mulțumesc! Noi am ajuns pe final de emisiune și de asemenea pe final de săptămână și așa cum v-am obișnuit în fiecare vineri am să vă urez să aveți un weekend minunat și am să pun accentul puțin pe a vă bucura de lucrurile mărunte din viața voastră. Poate că vremea nu o să țină atât de mult cu noi, pentru că, da, este foarte schimbătoare și toată săptămâna ne-a surprins, a fost când primăvară, când iarnă, dar eu cred că există o crenguță acolo de copac pe care voi n-ați văzut-o și care e foarte frumoasă. Eu cred că există un apus sau un răsărit pe care puteți să-l prindeți în weekend. De asemenea, cred că există foarte multe parcuri unde puteți să vă distanțați social și să petreceți timp în natură și, așa cum ați auzit și în această emisiune, ar fi bine să aveți o punguță la voi astfel încât să depozitați deșeurile acolo unde trebuie. Cred că astăzi s-au emis foarte multe sfaturi din toate domeniile pe care le-am abordat, care vor merge cu voi în weekend, sper, așa cum v-am tot spus de-a lungul timpului, și la cafea în weekend cu prietenii, să reiterați o parte din aceste idei, ca ele să ajungă cât mai departe. Aș vrea pe final să mulțumesc și Cactus The Brand pentru ținuta de astăzi. A fost o ținută foarte interesantă în care m-am simțit destul de rockish așa. Poate că așa o să și defilez din platou pe muzică rock cu foarte multă energie, gata de weekend. Așa că vă doresc weekend frumos, să ne revedem cu bine luni dimineața de la ora 9 fix.